Bine te-am găsit, Marilena. Am o informație de ultimă oră. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul României, Marcel Ciolacu, va face miercuri o vizită la Chișinău și va avea acolo întâlnire cu omologul său, Dorin Recean. Asta după ce sâmbătă Dorin Recean a făcut o primă vizită la București în mandatul lui Marcel Ciolacu, fiind prima întâlnire a șefului executivului de la București cu un oficial străin. A fost însă sâmbătă o vizită privată a lui Dorin Recean și da, șeful executiv Marcel Ciolacu a avut o întâlnire cu guvernatorul Băncii Naționale a României, cu Muguri Sărescu, au vorbit despre inflație, iar acesta ar fi spus, potrivit unor surse guvernamentale, că există premisele ca până la finalul acestui an inflația să coboare la pragul de 8% și, deși în programul de guvernare acesta este un obiectiv până la finalul anului, Muguri Sărescu ar fi susținut în această întâlnire de aici, de la Palatul Victoria, că inflația ar putea să ajungă la 8% încă din lunile octombrie sau noiembrie. Ținta de deficit bugetar de 4,4% din PIB e extrem de importantă, iar guvernatorul BNR și cei de aici, de la Palatul Victoria, dar și specialiștii din Ministerul Finanțelor, vor încerca să mențină această țintă de deficit și vor lucra împreună pentru acest lucru, cu atât mai mult cu cât vine rectificarea bugetară în această vară, iar foarte mulți bani vor fi direcționați către Ministerul Educației pentru salariile profesorilor, iar important de spus ar fi și faptul că guvernatorul Băncii Naționale a României ar fi lăudat, s-ar fi arătat mulțumit și impresionat de planul de investiții al coaliției de guvernare, inclus în programul de guvernare al executivului condus de Marcel Ciolacu. Pe de altă parte, a existat și o întâlnire cu șefii unei importante companii petroliere din România despre tot ceea ce înseamnă evoluția pieței în perioada următoare, iar mâine, la ora 15, Marcel Ciolacu se va întâlni aici, la Palatul Victoria, cu reprezentanții celor mai importante lanțuri de magazine din România și va discuta cu ei despre formula prin care va fi plafonat adaosul comercial pentru o perioadă de 6 luni la alimentele de bază. Vorbim despre pâine și produse de panificație, despre lapte și produse lactate, despre carne, dar și despre ulei.